Bună ziua, ne aflăm la standul Jeep și îl avem alături de noi pe domnul Mihai German. Bună ziua, domnule German. Bună ziua. Aici vedem foarte multe exponate 4x4 al acestui concern Jeep, dar despre acesta îl vom lăsa pe domnul German să ne spună câteva cuvinte. Da, sunt diferite modele ale mărcii Jeep. Marca Jeep a fost un pionier în domeniul 4x4, în genul ăsta de vehicule SUV. Ele sunt cunoscute în întreaga lume, fac parte din concernul Fiat de câțiva ani de zile și nivelul de securitate și standardul de calitate este la cote înalte. Spuneți-ne, această ediție de primăvară a salonului este prima în care motocicletele și bicicletele se reunesc cu autovehiculele, SUV-urile și așa mai departe. Ce părere aveți de această inițiativă? Mi se pare un lucru normal, adică până la urmă este vorba de mobilitate aici, că e pe două roți, că e pe patru roți, că e 4x4, că e propulsie, că e tracțiune față, nu cred că ar trebui să fie vreo diferență. Ce obiective are grupul dumneavoastră, de la ce așteptări de această ediție a salonului? O promovare și mai puternică față de ce canale am avut la dispoziție până acum. Ne dorim să ne cunoască clienții cât mai mulți și cei care poate nu au avut o cunoștință sau una vagă despre această marcă și, bineînțeles, ne dorim să facem și vânzări. Nu în ultimul rând, ați adus vorba de vânzări. Ce ne puteți spune despre vânzările grupului noastră din acest an sau ultimele cifre pe care le cunoașteți? Deci pot să vă spun că anul trecut marca, brandul Jeep a avut o creștere fantastică și la nivelul Europei, dar bineînțeles că și la nivelul țării, în România. Anul a început foarte bine pentru noi, sperăm să continue la fel. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate și vă urim mult succes pentru acest salon. Bine, mulțumesc, la revedere!